ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem la o nouă emisiune cu Biotopia Vital și, bineînțeles, cu Ana Maria Paraschiv. Bine ne revedem, Ana! Bine te regăsesc, Gina! Draga mea, au trecut sărbătorile, iată, suntem deja, așa cum ai spus tu, mai forțoși, mai plini cu de toate. Și e cazul să ne gândim cum Dumnezeu dăm jos acum după tot ceea ce am păpat și ce am pus pe noi. Da, eu sper că ascultătorii noștri au ținut cont de recomandările pe care noi le-am discutat aici și nu au acumulat kilograme prea multe în plus și acum e ușor, e mai ușor să ajungă la greutatea optimă. Ar fi ideal să fie așa, dar până la urmă haide totuși să dăm niște puncte de reper de unde să mai plecăm și să mai facem câte ceva pentru noi. Cu mare drag. Deci, în primul rând, este foarte, foarte important să ne fixăm ținte realiste și realizabile, pentru că noi vrem de multe ori să dăm jos, așa, dacă se poate, ca prin minune, și să dăm 10 kg dacă în 2 săptămâni am vrea, dar nu este realist și realizabil și atunci vedem că nu se întâmplă cum ne-am imaginat noi și, ce să vezi, renunțăm. Deci, în primul rând, să ne fixăm ținte rezonabile și realizabile, adică să dăm jos, în funcție de greutatea pe care o avem acum, între 2 și 5 kg, asta în funcție de greutatea pe care o avem, pe săptămână. Să nu... pe lună, pardon. Mă uitam acum, ce rețetă ai? Nu, pe lună. Da. Deci, dacă ne fixăm așa un obiectiv realist, avem toate șansele să îl și atingem. Acum spune-ne și cum. Da, dar ca să ne atingem astfel de obiectiv, avem nevoie de motivație. Deci, nu e tot una să știm că e bine să abordăm obiceiuri sănătoase, să fim sănătoși, să mâncăm sănătos, să facem mișcare, să dormim așa, dar alta este să și punem în practică. Iar ca să putem să punem în practică, avem nevoie de motivație. E important să ne facem o analiză. Am mai povestit eu la tine în emisiune. De ce vreau să ating o anume greutate? Dacă ating greutatea aceea, ce pot realiza mai bine decât acum? Care îmi sunt atâta timp cât obiectivul meu nu este aliniat cu valorile mele? Dacă pentru mine sănătatea nu este o valoare, atunci nu o să, organismul și mintea mea o să mă ducă tot în acele obiceiuri pe care le-am avut și până acum. Deci, e important, ca să am motivație, trebuie să știu de ce, trebuie să am o discuție cu mine însumi, așa, și să... În momentul în care ți-ai propus ceva, trebuie să știi că este o schimbare în viața ta și să o duci până la capăt. Exact. Pentru că dacă o faci doar pe jumătate de măsură, este clar că nu, mai bine nu te mai apuci, că nu va ieși nimic. Da. Da, și ai să fii, dacă începi și o lași la jumătate, sau mă rog, o lași parcurs, ai să fii dezamăgit și ai spus că am încercat și n-am făcut nimic. Da, și atunci îți alimentezi și acea atitudine de pierzător, pentru că tu știi că eu am mai încercat, nu mi-a reușit, deci la mine nu se poate. Exact. Sau mă duc la un specialist, omul își dă toată priceperea și energia ca tu să fii bine, dar tu nu faci sau te delași, faci o zi, două, după aceea nu mai faci, spui, a, da, nu a mers, că nu, nici de data asta nu fun, nu e bun nici... Dar... Și mai, Ana, mai e un lucru, acum depinde și de familie foarte mult, pentru că ținând cont de faptul că nu suntem singuri pe lumea asta și trăim într-o comunitate și trăim în familie și avem soț, avem copii, avem părinți, avem. Și, mi-ai ridicat la fileu. Mi-ai ridicat la fileu că un alt factor important este susținerea celor din jurul nostru.
că dacă eu mi-am propus să slăbesc, să dau jos țesut adipos ca să ajung într-o formă de sănătate optimă și stau, am pe lângă mine doar persoane neinteresate de sănătate, de cum arată, de starea de bine, atunci nu pot să am succes, pentru că ei tot timpul îmi vor aduce aminte că nu, ceea ce fac eu n-are nicio valoare, nicio importanță, că uite ce bine e să mâncăm oricât, oricând, la orice oră, stăm noaptea până și ronțăim la filme, la petreceri, la, și nu mai, nu, acum nu-i că e rău să mergi la o petrecere și nu, dar dacă o ții numai în nopți nedormite, exact, sau meciuri, sau, mă rog. Da, da, și atunci, clar, dacă nu avem susținere, nu prea putem realiza. Este necesară o educație și aici a familiei, pentru că în momentul în care propui să faci ceva tu sau să faci ceva pentru cineva din familia ta, toată lumea trebuie să respecte lucrul acela, pentru că așa îl respectă și pe persoana respectivă. Bun. Alt motiv? Adaptarea. Deci ne-am propus să slăbim, ne-am motivat, ne-am format un grup de susținere și am mobilizat pe toată lumea. Acum este adaptarea la noul program și la noile obiceiuri și recomandarea este să ne adaptăm treptat, adică să nu facem toate schimbările deodată, pentru că organismul nostru nu le va accepta. Deci să facem treptat aceste schimbări. Îmi propun să mănânc dimineața, deci vreau să învăț să îmi iau micul dejun. Deci încep cu asta. Uh-huh. Îmi propun să beau mai multă apă. Încep cu asta și fac și niște acțiuni. Îmi pun paharele așa, sau mi le număr, sau pun o aplicație pe telefon să-mi aduc aminte. Deci fac niște acțiuni. Demersuri, da, pentru asta. Da, bun, da. Okay. Bun. Și un alt motiv ar fi hormonii. Intervin niște dereglări hormonale atunci când noi ne schimbăm obiceiurile. Și la fel trebuie să avem răbdare, să integrăm toate schimbările în ritmul organismului nostru și să nu iar revin la prima, atingerea țintelor se face treptat. Organismul intră treptat într-un nou mod de viață. Și, na, ce să zic, Doamne ajută să ne țină Dumnezeu și să și voința noastră și determinarea noastră să ne organizăm mai bine, să nu ne gândim, să ne gândim de cozi înainte. Ce mâncare am eu de mâncat a doua zi, mi-o pregătesc, nu mă trezesc la ora 12:01, oare mor de foame? Că oare ce mănânc eu? Ce mănânc eu? Mă duce la frigider, orice găsesc acolo mănânc fără să-mi dau seama cât și... Și da. Atunci... Acum, na, eu aș zice că în momentul în care îți pui intenția să faci un lucru, ai evident și susținerea energetică a tot ceea ce te înconjoară, pentru că îți propui să-ți faci ceva, da? Și dacă vizualizezi acest lucru și mai te și gândești și mai și când înainte de a te culca seara vezi că ești mai subțire cu, nu știu, 5-10 kilograme și îți spui mereu că eu am kilogramele pe care le dorești să le ai, eu am aceste kilograme, deci cu 5, 10, 15, mai puțin decât le ai în realitate, sigur că și Universul te va ajuta la lucrul acesta. Este important ca și mulțumirile noastre de recunoștință pentru sănătate, pentru tot ceea ce avem, astea sunt foarte importante în viața noastră, pentru că este o armonie și o corelare cu tot ceea ce facem, cu tot ceea ce mâncăm. Să mulțumim Mamei Planete că ne dă tot ceea ce ne dă, să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă El, să fim mulțumiți și recunoscători pentru tot. Toate sunt de la Dumnezeu, noi asta nu ne dăm seama de lucrul ăsta și împărțim toate lucrurile între bine și rău. Ei, nu e așa, nu e chiar așa. Da, recunoștință. Dar asta este o altă poveste.
Recunoștința este foarte importantă și un lucru făcut cu, și mulțumim cu recunoștință pentru acel lucru făcut, avut, săvârșit, ne aduce un plus valoare din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic. Deci totdeauna când mulțumești cu recunoștință pentru ceva, este ceea ce lui Dumnezeu îi place, ceea ce Universul îi place și îți va mai da. Întotdeauna îți va mai da. Adevărat, adevărat. Foarte frumos ai punctat și îți mulțumesc pentru asta. Și eu îndemn ascultătorii noștri să, dacă își propun să atingă o țintă realistă, au motivație, au oamenii care să-i susțină, să nu amâne. Că aștept să vină, să înceapă anul, aștept să înceapă de luni, de săptămâna viitoare, de luna viitoare, nu? Deci cel mai bun moment este acum și dacă ne-am propus ceva, începem de astăzi. Asta mi-ai luat, mi-ai aruncat la fileu pe cineva care spunea că eu mă las de fumată, dar de mâine. Da. Și acel mâine era tot mâine și tot mâine și tot mâine și nu s-a mai lăsat de fumat. Exact. Și să ne propunem ca astăzi să fiu mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. Sigur. Și pentru că astăzi suntem aici, mai spune-ne odată unde te găsim și unde găsim tot colectivul tău. La Centru Biotopia Vital din Piatra Neamț, strada Cetatea Neamțului 106B, după căminul, la 500 de metri după căminul de bătrâni Pietricica. Și vă așteptăm cu drag, vă așteptăm să ne vizitați și pagina de Facebook Biotopia Vital, pagina de Instagram și să vă alăturați grupului nostru Biotopia Challenge, unde venim cu informații, cu rețete și ne împărtășim și formăm, ne dorim să formăm o comunitate a oamenilor care își doresc să fie sănătoși și să aibă obiceiuri care le aduc bunăstare, sănătate și o stare de bine. Și evident, acum, dacă știți unde și cu cine, puteți să o faceți foarte ușor și pe rețelele socializare. Ana v-a spus exact unde și cum. Da, găsiți toate informațiile de contact acolo. Noi vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim, Ana, să aveți parte de un weekend minunat, sărbători în continuare, cei care le aveți pe rit vechi, frumoase, și Dumnezeu să ne ajute în toți și toate. Mulțumim pentru tot, cu recunoștință. La revedere! La revedere!